Dacă aveți Biblia cu voi să deschideți vă rog frumos. Biblia. Cuvântul lui Dumnezeu la cartea Hagai la pagina 907, o carte din care de-a lungul anilor am predicat de foarte multe ori în această seară. Vreau să poposim la capitolul al doilea, de la versetul 10. Hagai, capitolul al doilea, capit, versetul 10, pagina 907. E destul de ușor de găsit cartea Hagai, chiar dacă e o carte mai puțin cunoscută. Și aceia dintre voi care nu sunteți foarte familiar cu Biserica s-ar putea să fi auzit în această seară pentru prima dată de acest proroc mai puțin cunoscut din Vechiul Testament. El face parte din grupul celor 12 proroci mici ai Vechiului Testament. Ei sunt numiți proroci mici nu pentru că ar fi fost mai mici de înălțime sau că ar fi fost mai puțin inspirați, ci pentru că au cărți în, o, în Vechiul Testament de mici dimensiuni. Ca de exemplu, cartea prorocului Hagai este formată din, din câte capitole? Din două capitole. Dacă la un moment dat vreți să aprofundați mesajul cărții, puteți foarte ușor să citiți cartea aceasta de mai multe ori în timpul predicii. Hagai, capitolul al doilea, de la versetul 10 în jos, înainte de a începe citirea textului, trebuie să vă spun câteva lucruri în legătură cu contextul, pentru că altfel va suna foarte ciudat în auzul vostru, mai ales în auzul acelora care sunteți mai puțin familiar cu biserica. Prorocul Hagai profețește poporului evreu, dar acelui popor evreu care la un moment dat se întoarce dintr-o robie, numită robia din Babilon. Se întorc cam 50.000 de, oameni, din câteva milioane de oameni că erau în Babilon, doar 50.000 pe care Biblia îi numește o rămășiță, preferă să se reîntoarcă la Ierusalim, să reconstruiască templul și Ierusalimul. Și acestor oameni le vorbește Dumnezeu prin Hagai, care prorocește, țineți-vă bine, aceia care s-o cotiți că eu a fi un predicator lung, Hagai a prorocit patru luni de zile aproape fără întrerupere, sigur că mai avea și pauze, dar Aproape patru luni de zile fără întrerupere și mesajul lui a fost unul simplu și clar. Le-a zis așa, evreilor, Dumnezeu prin Hagai. Așa vorbește Domnul, zice Hagai. E vremea să ascultați de mine. Poporul acesta zice, încă n-a venit vremea, spune Hagai în capitolul 1. Dar eu vă spun că a venit vremea să intrați în ascultare de Dumnezeu. Și iată ce zice în versetul 10. O să mă opresc din când în când să explic textul. În a 24-a zi a lunii a 9 a luna a după calendarul evreiesc, ar fi cumva echivalentul lunii a 12-a după calendarul nostru, deci cumva pe data de 24 decembrie, da, stați liniștiți, nu predic de Crăciun, mai ales pe căldura asta. În anul al doilea al lui Dariu, cuvântul Domnului a vorbit prin prorocul Hagai astfel. Așa vorbește Domnul oștirilor. Și dacă o să vă uitați de foarte multe ori, în cartea asta se repetă această expresie, care este Dumnezeul oștirilor. În ebraică, Iacve Shavaot. Dacă se referă aici, la ce fel de oștire se referă? Se referă la oștirea cerului, la aștrii cerești. Și expresia asta subliniază măreția, gloria și infinitatea lui Dumnezeu. Așadar, când Biblia spune Dumnezeul oștirilor, nu se referă la vreo armată, în niciun caz la armata Babilonului sau la armata evreilor, și se referă la faptul că Dumnezeul acesta e un Dumnezeu glorios și infinit care guvernează mersul planetelor și al stelelor într-un univers care pare de asemenea fără margini. Așadar, așa vorbește Domnul Oștirilor. Pune preoților următoarea întrebare asupra legii. Și acum e o întrebare pentru preoți. Și toți pocăiții sunt Preoți, pentru că toți pocăiții știu bine Biblia. Deci asta e o întrebare pentru pocăiți, dar și cei care nu sunteți pocăiți o să, o să o înțelegeți. Fiți atenți. Domnul îi spune lui Agai, pune întrebarea asta preoților cu privire la lege. Dacă poartă cineva în poala hainei sale, carne sfințită, și atinge cu haina lui pâine, bucate fierte, vin, un de lemn sau o mâncare oarecare, lucrurile acestea vor fi sfințite? Nu, no, ce ziceți voi? Acum aici știu că ce am citit sună pentru unii așa foarte, foarte străin și ciudat. În Vechiul Testament există două concepte, conceptul de curăție și necurăție. De aceea preoții când aduceau jerfă făceau niște băi rituale care se cumva cu botezurile noastre. Și înainte să se citească tora sau legea, întotdeauna făceau băile acestea rituale. Și îi întreabă Dumnezeu prin prorocul Hagai. Așadar, dacă cineva, așa cum zice Biblia aici, care este necurat, poate să transmită curățenie. Și preoții răspund, nu. Răspunsul lor e corect, evident. Și Hagai a zis, dacă se atinge cineva spurcat prin atingerea de un trup mort, că dacă te atingeai de un trup mort, deveneai necurat. De toate aceste lucruri, vor fi ele spurcate oare? Preoții a răspuns, vor fi spurcate. Adică, ce vrea să spună Biblia aici, mai pe românește și mai pe scurtătură, e că oamenii nu pot transmite curățenie spirituală, neprihănire, sfințenie, omul poate transmite doar contaminare, microbi. Atunci Hagai, luând iarăși cuvântul, a zis, tot așa este și poporul acesta, și este neamul acesta, înaintea mea, zice Domnul, așa sunt toate lucrările mâinilor lor, ce mi-aduc ei acolo... Ca jerfă este spurcat. Na, acum, iarăși sună, încă o dată, ciudat pentru urechile noastre. Ce vrea să spună Biblia aici? Că noi, oamenii, în fața lui Dumnezeu, oricât de virtuoși am fi, oricât de buni, că noi ne lăudăm, mai ales noi, românii, ne lăudăm, băi eu sunt un om bun, n-am dat în cap la nimeni, n-am omorât pe nimeni, însă, oricât de buni am fi, înaintea lui Dumnezeu și cea mai bună jertfă pe care am aduce noi, nu? Cea mai bună predică, cea mai bună cântare, cea mai bună dărnicie, cea mai bună încurajare, cea mai bună, nu știu, cel mai bun lucru pe care zici tu, bă, anul ăsta, ce ai făcut cel mai bun pentru Domnul? Ia gândiți-vă, Biblia spune că toate faptele noastre cele mai bune în fața Sfințeniei lui Dumnezeu sunt ca o haină mânjită. Deci dacă e cineva în această zi aici și zice, băi, eu sunt un om bun, n-am nevoie să mă pocăiesc. Pentru că am adus niște jerfe înaintea lui Dumnezeu, am dat niște bani acolo, m am ajutat dincolo, am mai ajutat un sărac, am mai încurajat pe cineva. Cea mai virtuoasă viață pe care o poți aduce ca jerfă înaintea lui Dumnezeu, spune Biblia, înaintea unui Dumnezeu Sfânt, este tot o jerfă spurcată. De ce? Pentru că nu există niciun om impecabil, perfect curat înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, iată ce spune Domnul în versetul 17. V-am lovit cu rugină în greu. Ei bine, specificația în greu, nu știu câți mai știu ce înseamnă rugină în greu, rugină în mașină, știm destul, dar rugină în greu, nu știu câți dintre noi mai avem, ne mai aduce aminte de treaba asta, da, asta e o problemă de agricultură, v-am lo lovit cu tăciune, deci asta are de-a face tot cu greu din cunoștințele mele de agricultură. Dacă nu, vă rog frumos să nu mă corectați. V-am lovit, zice și cu grindină, am lovit tot lucrul mâinilor voastre și cu toate acestea tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. De ce? Pentru ca să vă mai spun ceva. Suferința în sine nu e o virtute. Un om, dacă nu-i atins de Dumnezeu, poate să treacă prin câtă suferință vrea, dacă Dumnezeu nu-i atinge viața, suferința în sine nu te schimbă. Zice Domnul, am lăsat să treceți prin toate necazurile cu. Și în loc să vă faceți mai buni, v-ați făcut mai răi. Și am văzut asta de foarte multe ori în viața unor oameni. Uitați-vă dar cu băgare de seamă la cele ce s-au petrecut până în ziua de astăzi și spune iarăși, din nou, până în ziua aceasta, 24, a din luna 9, când. A fost întemeiat templul Domnului. Uitați-vă cu băgare de seamă la ele. Și întreabă Domnul aici, vorbește despre o criză economică. Tot se vorbește că urmează o criză economică. Mai era sămânță în grânare, nici via, nici mochinul, nici rodiul, nici măslinul, n-au mai adus nimic. Dar fiți atenți, ce zice Domnul aici? Ultima promisiune. Și vreau să o citesc cu voce tare și apoi să o repetați împreună cu mine. Și în sfârșit, în sfârșit închei citirea acestui text. Care, încă o dată, vă spun, știu că sună neobișnuit în urechile noastre, care nu sunt obișnuite cu uh, felul în care sună textul antic, dar zice așa. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Mai citesc eu o dată, să fie clar pentru toată lumea, și apoi repetăm împreună. Bine? Ce ziceți? Hai că citesc. Dar din ziua aceasta îmi voi da binecuvântarea mea. Hai să repetăm. Dar din ziua... Nu, eu cred totuși că puteți mai bine. S-au zis la sfârșit un mia. Hai să mai repetăm o dată. Dar din ziua aceasta îmi voi da... Care ziua aceasta? Ziua în care hotărâți să intrați în ascultare de Dumnezeu. Altfel spus, zice Hagai, suferința încercările prin care ați trecut n-au putut să vă schimbe. Ceea ce vă poate schimba este ascultarea de Dumnezeu. Acum, între programele de biserică, am fost în vizită pe la niște familii, știți voi cum se treaba cu botezul, de obicei, după botez, oamenii sunt la masă, drept dovadă, văd aici niște scaune pe care să îngeri mai mult. Și am fost la o familie și am mâncat niște Cireșe, Dar niște cireșe din astea care mi-au adus aminte de copilărie. Astăzi toate fructele au cam, aceleași, cam același gust. Zici că sunt seroxate. Fie că căpșuni, fie că sunt cireșe, practic e același gust. Erau niște cireșe ca alea pe care le-am uh, împrumutat eu cu călin la un moment dat, de la vecini. Am mai povestit treaba asta. Bunicul meu avea cinci cireșe cred că nu greșesc, am tot numărat pe ei, cred că cinci erau. Obișnuiam câteodată să stau într-unul dintre cireșe din fața casei, noaptea, dar în nopțile înstelate de vară și să număr stelele. Prea bună matematică n-am fost niciodată. Și începeam să număr. 1, 2, trei, 4, 5. Câte poți număra? Evident că există tot felul de teorii. Unii spun că pot fi numărate un anumit număr, alții alt număr. De obicei mă cuprindea așa o stare de amețeală, de toropeală, de somnolență, de melancolie înspre somn, nu știu cum să vă zic. Și de la un moment dat pierdeam șirul. Când pierdeam șirul, ziceam, nu, a rămas acolo. Începem, mai începem o și iar număram stelele. Când am crescut ceva mai mare, după, destul de mare, după cum puteți observa, am aflat de fapt că multe dintre stelele pe care eu le contabilizam, în realitate nu mai există. Și asta m-a dezamăgit profund. Eu număram stele care au murit. Erau moarte. Dar erau atât de departe de miile stelele acestea, încât, încât, luminii ca să călătorească până la noi, i-a trebuit milioane și milioane de ani. Cum zice poetul, la steaua care a răsărit e o cale atât de lungă, că mii de ani a trebuit luminii să ne ajungă. Ați observat că tot îmi pornesc telefonul pentru că mi-am trecut aici viteza luminii. N-am o bună memorie matematică și nu vreau să greșesc, pentru că odată am spus-o într-o predică și unul la final, care era cu matematica, aproape că mă lua la bătaie, că n-am zis bine viteza luminii. Era foarte hotărât și ținea foarte mult la viteza luminii. Așa că, Viteza luminii este, sper că am găsit-o bine, vă rog să nu căutați acum, de 299, 792 de 458 de metri pe secundă. Deci, mai zic o dată și la final, la examenul final, vă întrebăm care e viteza luminii. Viteza luminii este de, 29 de 299 792 458 de nu. 299 de milioane, 792 de mii, 458 de metri pe secundă. A zis bine, Vlad? Hai că mai zic o dată. 299 de milioane, 792 de mii, 458 de metri pe secundă. Tu ești expertul nostru în fizică. Acum, dacă ar exista un avion, ceea ce e imposibil, care să prindă viteza luminii, sau ar exista vreo navă spațială, există o explicație pentru care nu E posibil, fizic vorbind. Nu, Vlad, te întreb acum, te-au prin surprindere să. Știu că tu ești expert în asta. E imposibil ca vreun obiect vreodată, spun oamenii de știință, cel puțin așa cum e perceput astăzi știința asta, ca vreun obiect să prindă viteza luminii. Dar, haide să, cu imaginația putem călători și cu viteză mai mare decât viteza luminii. Dacă s-ar inventa, ipotetic vorbind, teoretic vorbind, ceea ce e imposibil, așa cum am spus, o navă spațială care să prindă viteza aceasta, în aproximativ două secunde am ajunge la lună. În două secunde, cam așa ceva. După 8 minute am trece dincolo de soare. Și dacă vreți să călătoriți mai departe împreună cu mine, am ajunge până la cea mai apropiată stea de pământ, care se numește Alfa Santare, cu viteza asta pe care am buchisit-o în fața voastră, am ajunge în 5 ani de zile, fără să oprim la niciun fel de benzinărie intergalactică, 5 ani de zile cu viteza luminii, fără nici o fracțiune de secundă de oprire. Dacă am vrea să ajungem la capătul galaxiei noastre, care se numește Calea Lactee, țineți-vă bine, puneți-vă centurile de siguranță, urmează o călătorie de 100 de mii de ani. Și dacă după 100 de mii de ani încă n-ați ieșit în pensie și mai aveți putere să mergeți mai departe, să ajungem la următoarea galaxie, cea mai apropiată galaxie de Calea Lactee. Țineți-vă și mai bine, puneți-vă centurile de siguranță. Urmează o călătorie de 2.200.000 milioane 200 de mii de ani cu viteza luminii. Iar oamenii de știință spun că în universul acesta există mai multe galaxii decât firicele de praf pe pământ. Că universul este în expansiune, că se extinde. Că fiecare galaxie la rândul ei are miliarde și miliarde și miliarde de stele. De fiecare dată când îndrăznesc să privesc în sus, în nopțile înstelate de vară, mă gândesc așa. Dacă universul acesta este atât de mare, oare cât de mare trebuie să fie Dumnezeul care a creat acest univers? Acel Dumnezeu la care ne raportăm atât de simplist, atât de banal, pe care noi îl cuprindem în categoriile noastre omenești, pe care îl cuprindem în gândurile noastre și suntem de foarte multe ori așa, atât de siguri că suntem noi cei care avem adevărul absolut. Oare cât de glorios, cât de măreț, cât de slăvit trebuie să fie Dumnezeul despre care, despre care Isaia spune la un moment dat și un capitol absolut minunat în cartea prorocului Isaia în care spune că el cheamă toată oștirea cerului pe nume. Fiecare stea e chemată pe nume de Dumnezeu. Sunt mai multe stele în Universul acesta decât firicele de praf pe tera. Oare cât de mare este Dumnezeul nostru? Mă tot întreb adeseori, lovindu-mă de tot felul de circunstanțe în viața asta. Cât de mare Dumnezeu Dumnezeul despre care noi ne lăudăm că-l slujim? V-am povestit ieri, de fapt, nu, v-am povestit că ieri veneam și am oprit la Cluj și am întâlnit omul ăla de 31 de ani care este paralizat de la gât în jos și care mi-a zis că în cea mai întunecată situație din viața lui l-a întâlnit pe Dumnezeu și în situația aceea întunecată în care se afla, a ajuns la concluzia că nu i-a rămas nimic în afară de Dumnezeu. La 31 de ani, paralizat de la gât în jos, până în momentul ăla, crezându-se Regele Universului regele propriului destin, în momentul acela când a avut accidentul, dorind să-și pună capăt zilelor, neputând să facă asta pentru că era paralizat de la gât în jos. Ironia sorții. Și mi-a zis, în momentul în care am înțeles că nu mi-a rămas nimic în afară de Dumnezeu, am înțeles că Dumnezeu era suficient. O vorbă pe care o auzisem încă din adolescență și despre care v-am vorbit de dimineață. Cât de mare e Dumnezeul nostru? Ne lăudăm că avem un Dumnezeu mare și când e totul să facem un pas în viață important, nu e așa de greu să facem pasul acesta. Oare nu-i Dumnezeul nostru destul de mare, Biserică Lumina, să ne ajute să facem cu bine pasul acesta care ține de clădirea bisericii? Ce ziceți voi? Oare nu-i Dumnezeu destul de mare să se atingă de problema aceea din viața ta pe care nimeni altcineva nu poate rezolva? Ne oprim câteodată în fața unor obstacole, ne oprim în fața unor munți, ne oprim în fața unor poveri, ne oprim în fața unor situații și ne întrebăm, oare poate Dumnezeu face ceva? Noi români avem așa întotdeauna un fel de scepticism, relativism, care în anumite situații e, e bun, dar când vine vorba de Dumnezeu nu e bun. E perspectiva asta asupra lui Dumnezeu, care îl vede pe Dumnezeu ca un fel de moș Crăciun, un fel de bătrân cu barbă albă care stă deasupra Universului și se uită la lumea asta. Și oamenii se raportează la Dumnezeu exact așa. Mulți oameni, nu doar românii, se raportează la Dumnezeu așa. Îl văd pe Dumnezeu exact ca un bătrân cu barbă albă care stă undeva în afara Universului și se uită la noi. Când Yuri Gagarin, primul cosmonaut care a ajuns în spațiu, s-a reîntors la conferința de presă în bătaia de joc, a zis Am ieșit în spațiu și n-am văzut niciun bătrân cu barbă albă. Înseamnă că Dumnezeu nu există. Dar Lev Tolstoi a spus o chestie și mai tare. A zis așa Când oamenii vor înceta să creadă în Dumnezeii lor de lemn și de lut, nu, nu va însemna că Dumnezeu nu există, va însemna pur și simplu că Dumnezeu nu este de lemn și nu e de lut. Când oamenii vor înceta să creadă că Dumnezeu e un bătrân cu barba albă, un fel de moș Crăciun, nu va însemna că nu există Dumnezeu. Va însemna doar că Dumnezeu nu e bătrânul ăla cu barbă albă, ci un Dumnezeu glorios despre care vorbește Biblia, un Dumnezeu măreț, un Dumnezeu infinit, e Dumnezeul loștirilor, e Dumnezeul pe care mintea omenească limitată nu-l poate percepe și nu-l poate înțelege. Și în momentul în care stai în fața unui Dumnezeu atât de mare și atât de glorios, ajungi la concluzia că dacă, dacă Dumnezeu e prezent în viața ta, Dumnezeu e suficient. Am citit în această zi dintr-un prorog mic cu Dumnezeu mare. Numele lui este Hagai. Cred că atunci când o să ajungă în rai, noi teologii îl numim pe, pe, Hagai proroc mic și Amos și alții, sunt vreo 12 proroci în Vechiul Testament, nu vreau, sunt 12 proroci în Vechiul Testament, numiți proroci mici. Și când o să ajungem în rai și o să ne întâlnim cu marii oameni al lui Dumnezeu din Vechiul Testament, o să ne întâlnim și cu ăștia care erau socotiți mai mici. O să ne întrebe de ce am numit așa. Pentru că ei au fost la fel de inspirați și au stat la dispoziția lui Dumnezeu ca Dumnezeu să lucreze și prin ei de asemenea. Dar îmi place să, vor să vorbesc despre oamenii ăștia pentru că mă identific cu ei. De ce? Pentru că și noi suntem niște oameni mici, dar cu un Dumnezeu mare. Te uiți la tine în seara asta și zici, cum s-ar uita Dumnezeu la mine? Sunt un om mic, limitat, slab, nu reprezint ceva în societatea asta, dar vreau să vă spun ceva, Dumne Dumnezeul acesta glorios, despre care vorbește Hagai, pe care Hagai îl numește Dumnezeul oștirilor. E un Dumnezeu care totuși coboară în Hristos la noi și se uită la fiecare dintre noi, slăvit să fie numele Lui pentru asta. Și, și, ăsta e mesajul cărții lui Hagai. Pentru că evrei în situația de atunci, întorși la Ierusalim cu scopul să reconstruiască templul din Ierusalim, în loc să facă templul și-au făcut vilele lor, casele lor, și apoi au făcut o chestie românească, am mai povestit și altă dată când am zis despre Hagai, și ce au făcut? Au făcut fundația din templu, și după aia, după ce au făcut fundația, știți cum făceau românii mai de mult. Acum n-am mai văzut treaba asta, dar mai de mult făceau așa, turnau betonul la fundație și după aia ziceau că trebuie să se întărească betonul. Nu știu de unde era chestia asta. Zice, măi, eu încă nu zidesc că trebuie să se întărească betonul. Am nu știu câte sute de ani poți aștepta să se întărească betonul. N-am habar de treaba asta. Dar de fapt, în realitate, chestia era alta. Noi nu aveam bani să construim mai departe. Noi făceam fundația, nu aveam bani, trebuia să strângem bani, să facem zidurile, după aia așteptam să se întărească bine și zidurile, să badă, bată ploaia, să intoleacă de igrasie, să respire bine păreții, nu, și asta cu respirația păreților. Și... Cam așa au făcut evrei, 15 ani, au pus temelia templului și apoi au zis așa, de la anul ne apucăm de lucru. Dar între timp își făceau casele lor. Vecinul își făcea casă mai mare și zicea, bă, da, vecinul și-a făcut casă mai mare, doar nu o să stau eu, îmi fac o casă și mai mare. Casa lui Dumnezeu rămânea tot acolo, la nivel de fundație. Să uitau la fundație, ziceau, să se mai întărească fundația. De la anul ne apucăm de lucru. 15 ani nu au făcut nimic, dar între timp, de jur în împrejurul locului în care ar fi trebuit să se ridice templu, era un cartier de vile extraordinar. Și Dumnezeu vine și le spune, poporul acesta zice, n-a venit încă vremea pentru casa lui Dumnezeu. Da, întreabă în capitolul 1 Dumnezeu, dar pentru voi a venit vremea, zice, să locuiți în case cătușite cu tavan. Asta era o metodă de izolație pentru vremea aceea. Habar n-am, de asemenea, care erau metodele de izolație a caselor atunci, dar înțeleg din asta că era ceva, oricum, interesant, scump pentru vremea aceea. Adică pentru Dumnezeu încă n-a venit vremea, dar pentru tine a venit vremea. Și, și, Dumnezeu ridică pe Hagai și Hagai prorocește numai patru luni de zile și le spune evreilor în felul următor. Dumnezeul nostru este destul de mare să ne ajute ca ceea ce începem să ducem la bun sfârșit. Apucați-vă odată de lucru. Și în această zi o să vă spun și eu, ăsta e mesajul lui Dumnezeu pentru tine, omule drag, tu care vii la biserică de ani de zile și poate că ești căzut din punct de vedere spiritual, tu care n-ai mai venit vreodată la biserică sau vii foarte rar la biserică, Dumnezeu îți vorbește în această zi, tu care de ani de zile amâni lucrurile spirituale și spui încă n-a venit vremea pentru lucrurile spirituale, încă n-a venit vremea pentru biserică, când o să fiu mai bătrân o să mă botez, când o să, când o să, se, nu știu, întâmple, nu știu ce în viața mea, după ce trec de etapa asta, după ce obțin, după ce îmi termin casa, după ce obțin jobul ăla, după aia mă ocup de lucrurile spirituale. În această zi, mesajul cărții Haga este asta. A venit vremea pentru lucrurile spirituale în viața ta. În numele Dumnezeului oștirilor. Slăviți să fie numele acestui Dumnezeu. Uh, titlul predicii, eu mi-am propus să, să terminăm la jumate astăzi, așa că, chiar dacă vă zic titlul acum, sper să pot să fac treaba asta. Titlul predicii este cât de mare este Dumnezeul tău? Cât de mare? Oare nu-i Dumnezeu destul de mare să, să ne dea banii să terminăm clădirea bisericii? Ce ziceți voi? Aminor minori vreo doi. <laughs> oare nu-i Dumnezeu destul de mare să se atingă de problema ta și să o rezolve? Oare nu-i Dumnezeu destul de mare să te poată vindeca? Cât de mare este Dumnezeul tău? Hagai, un proroc mic, în fața unei națiuni evreiești, de 50.000 de oameni, o rămășiță a poporului, care încerca din greu să facă rost de bani să construiască templu, dar aveau bani să-și construiască casele lor, în timpul acesta Dumnezeu vine și le spune, a venit vremea pentru lucrurile spirituale în viața ta. Pentru că de ani de, de, ani de zile le-a mânat. Omul despre care v-am vorbit că l-am întâlnit aseară mi-a zis exact acest lucru. Până la vârsta de 31 de ani, când am avut accidentul și când am rămas paralizat de la gât în jos, lucrurile spirituale pentru mine nu existau. Dumnezeu exista ca și concept abstract. O ființă abstractă, nu aveam nicio treabă. Mă duceam de Paști la înviere la biserică și doar atât. Pentru mine Dumnezeu era doar o idee. Până în momentul în care m-am întâlnit cu limitările mele, când mi-am dat seama că sunt muritor, când, când mi-am dat seama că nu mai am nimic în afară de Dumnezeu, în momentul acela, stând față în față cu El, am înțeles că, de fapt, toată viața mea nu era în mâinile mele, ci era în mâinile lui Dumnezeu. În această zi, dragul meu și draga mea, vreau să spun că stai în fața acestui Dumnezeu mare. Cât de mare este Dumnezeul tău? Trei răspunsuri pe care le dă Hagai. Unu, destul de mare să mă curățească de orice păcat. Amin. Destul de mare să-mi poată schimba viața. Amin. Și trei, destul de mare să rezolve orice problemă din viața mea. Amin. Știu că e greu să ziceți amin, că e cald aici, dar mai zic o dată: e destul de mare să mă ierte de orice păcat, amin. E destul de mare să-mi poată schimba viața, amin. Și e destul de mare să rezolve orice problemă din viața mea. Dacă vă aduceți aminte la începutul textului, am citit acolo vreo două, trei versete cam ciudate. Și când citeam, m-am uitat înspre voi. Le-am citit cu greutate, pentru că sunt destul de complicate. Curăție, necurăție. Dar în idee, dacă vă aduceți aminte, v-am spus acolo că Cuvântul lui Dumnezeu ne spune un singur lucru. Niciun om din lumea aceasta nu poate transmite neprihănire, curăție spirituală. Unul singur poate să facă asta. Și acesta este Dumnezeu. Și acum am să vă spun mai mult. Acelora dintre voi care veniți din lumea ortodoxă, nu există preot să te poată dezlega de sub puterea păcatului din viața ta. Și celor care sunteți penticostali sau baptiști, am să vă spun, bazat pe cuvântul lui Dumnezeu, că nu există pastor în lumea asta să vă poată dezlega de puterea păcatului din viața voastră. Noi nu avem această autoritate. Cheile împărăției sunt în mâinile lui Hristos. Noi nu facem altceva decât să predicăm Evanghelia. Noi nu suntem oameni perfecți, noi suntem oameni imperfecți. Ce vreau să vă spun cu asta e că unii oameni au iluzia că există cineva care are puterea magică de a-i dezlega de sub puterea păcatului. Omul nu poate transmite, spune scriptura aici, decât contaminare, microbi. Hai să vă dau un exemplu practic. În fiecare an, în perioada virozelor, mă îmbolnăvesc așa de două-trei ori de vreo viroză. Minim de două-trei ori. De ce? Pentru că dau mâna cu multă lume, mergând și predicând în multe locuri, dau mâna cu mulți oameni și întotdeauna se găsește cineva destul de amabil să dea din gripa lui puțin. Dar niciodată nu mi s-a întâmplat că eu să fiu perfect sănătos, să dau mâna, uite cum stă Ciprea să mă duc la el, eu să fiu sănătos, el să fie răcit, să dau mâna cu el și după ce dă mâna cu mine, să fie așa ca într-o reclamă la Coldrex. Zic că mi-ai transmis din sănătatea ta. Așa ceva nu se întâmplă și nu se va întâmpla niciodată. De ce? Pentru că noi oamenii nu putem face asta. Niciun om, nimeni, nici papa de la Roma, nici președintele vreunui cult, nici cel mai mare predicator. De ce? Pentru că au fost doar două mâini, două mâini, perfect curate în lumea aceasta. Sunt mâinile care au fost întinse pe lemnul de la Golgota. Mâinile Domnului Iisus Hristos. Mâinile Domnului au fost atât de curate încât spune Biblia că odată un om care striga necurat, necurat, știți oamenii care erau bolnavi de lepră și le putrezea carnea pe ei, când strigau necurat necurat oamenii se ascundeau din calea lor considerând că boala asta este contagioasă. Nu era atât de contagioasă pe cât se credea, dar oamenii fugeau de leproși. Și spune Biblia o imagine extraordinară în Noul Testament. Nu vă dau referința biblică pentru că vreau să vă păstrez atenția. Spune Biblia că Toată lumea fuge din, cauza, din, din fața unui lepros, dar Domnul Isus Hristos rămâne față în față cu bolnavul de lepră. Și acolo o propoziție scurtă. Zice Biblia că Isus s-a atins de lepros. Și propoziția scurtă e următoarea: iar leprosul a fost curățit. De ce? Pentru că mâinile care s-au atins de el erau perfect curate. Nu există om în lumea asta să se ridice în picioare în locul ăsta, să spună: Eu sunt. Perfect curat. Isus a fost atât de curat, de neprihănit, de sfânt, încât a stat în fața dușmanilor lui și le-a spus așa. Le-a spus așa. Dacă poate cineva dintre voi să demonstreze că vreodată am încălcat legea sau că am făcut ceva care nu-i pe placul lui Dumnezeu, să se ridice în picioare sau să tacă pentru totdeauna, eu vă întreb, în această seară, ar avea cineva tupeul, nu zic, curajul, în frunte cu mine? Să se ridice în această seară în picioare și să spună în felul următor. Dacă poate cineva demonstra că eu am încălcat vreodată legea lui Dumnezeu, să se ridice în picioare. Pe păi momentul ăla, vreo patru cinci ar sări pe tine și ar zice, bă, stai jos că te faci de râs. Pentru că nu există om în lumea aceasta. Oricât de bun s-ar considera, orice slujbă ar avea, orice funcție bisericească ar avea, care să-și poată asuma care mâinile perfect curate înaintea lui Dumnezeu. Dar au fost două mâini care s-au întins odată pe lemnul de la Golgota. Sunt mâinile sfinte și curate ale Domnului Isus Hristos. De aceea vreau să proclam în această zi că doar El e destul de curat și de vrednic să se atingă de sufletul tău în această seară și de sufletul meu și doar mâinile Lui pot transmite curăție, sfințire, neprihănire și suntem socotiți neprihăniți prin atingerea Lui și atingerea Lui este credința noastră că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea asta să moară pe, pentru păcatele noastre și prin credința în El să fim noi la rândul nostru considerați sfinți. Slavis să fie Domnul. Nu există altă variantă. În al doilea rând, am zis: Dumnezeul nostru e destul de mare să schimbe orice viață. Și dacă vă uitați, în, am citit, când citeam textul, v am zis că de mai multe ori Dumnezeu le spune: Am trimis peste voi și încercări, și boală, și, și probleme economice, și tot nimic. Voi nu vedeți. N-ați văzut treaba asta? Poate lăsa Dumnezeu în viața noastră orice, poate striga la noi oricine, pot ateriza, nu știu, nave spațiale aici, direct. Putem auzi voci, putem vedea lumini, putem, nu știu, că noi tot așa zicem, mă, dacă s-ar întâmpla chestia aia, să vezi ce mai aș fi serios. Evrei ori trecut prin Marea Roșie, voi vă gândiți? Și peța dacă s-ar deschide în fața noastră, zice, mă, tot e o minune cât de cât. Evreii au trecut prin Marea Roșie și după ce au trecut prin Marea Roșie, la câteva zile după aia încep să comenteze. Voi vă imaginați să treci prin Marea Roșie, stânga rechin, dreapta rechin, în spate alți rechin, pe două picioare. Și Dumnezeu să-ți aducă biruința și când ieși de acolo să cânți o cântare și despre măreția, despre gloria lui Dumnezeu, și păstă câteva zile nu ai, nu ai apă și începi să comentezi, și după aia, la, câteva, la ceva vreme, să-ți faci un vițel de aur și să te închini în fața unui vițel de aur. Vă puteți imagina? No, nu suntem nici noi mai buni, deloc. Voi vă gândiți că am fi mai buni? Deloc n-am fi mai buni. Pentru că dați-mi voie să vă spun, orice minune ar face Dumnezeu în viața noastră, dacă refuzăm să o vedem ca atare, ea va trece mai departe. V-am explicat odată aici că faptul că existăm e o minune, matematic vorbind. Sunt oameni care au calculat asta. Faptul că existi, faptul că ai supraviețuit, faptul că nu ești din generația cu cheia la gât. Am supraviețuit când ne dădeau afară și ne ziceau, nu, plecați. Acum stați 4-5 pun un prunc, 7 supraveghetori, camere de filmat, GPS-uri, o leacă s-a lovit, vai de mine să nu... Atunci ne scoteau afară și nu. Care se întoarce, se întoarce. Câți v-ați întors? Nu Am supraviețuit. Dați-mi voie să vă spun, cel puțin, de câte ori am căzut eu, ambele picioare rupte, mâinile rupte, da, mă mai ciudat, așa. <laughs> Um, și totuși am supraviețuit Mă tot gândesc Deci vreau să vă spun ceva Faptul că suntem astăzi aici Fiecare dintre noi E o minune Dacă vrem să vedem ca atare Dacă nu Dacă nu putem să zicem Doamne, dacă Cum i-a zis unul Eu m-aș pocăi Dacă aud o voce așa Care îmi zice Păcătosule, vină la biserică Și atunci ce am zis eu Păcătosule, vină la biserică <laughs> Zice, nu vocea ta așa Să aud eu o voce Mă, eu m-aș lăsa de nu știu ce lucru din viața mea dacă, dacă mi-ar zice, nu știu, s-ar întâmpla ceva, să văd așa ca un trăzne, să aud, să... Nu știu ce să se întâmple. Îți spun eu, poți vedea trăznete, poți vedea lumini, poți vedea chiar și îngeri. I-ai vedea și după ce i-ai văzut, ai zice, bă, eu nu cred că au fost îngeri. S-ar zice careva, ăștia cred că au fost extraterestri. Dar vreau să vă spun ceva, Doar Dumnezeu ne poate schimba. Minunile nu ne schimbă. Nici suferința nu ne schimbă. Dar știți ce ne schimbă? Zice Hagai. Dar din ziua aceasta. Care e ziua aceasta? Din ziua în care hotărâți să ascultați de Dumnezeu. Simplu. Din ziua aceasta. Din ziua aceasta. Ce zice Domnul? Din ziua aceasta îmi voi da ce? Voi a zis cu voce tare. Binecuvântarea mea. Și ce înseamnă asta? Când zice Biblia că Dumnezeu își dă binecuvântarea lui, înseamnă că Dumnezeu îți dă putere să te schimbi. El îți dă putere. El ne dă putere. Sfințirea este progresivă. Niciunul nici dintre noi nu suntem perfect sfinți, pregătiți pentru rai acum, ci suntem perfectibili. De asta Dumnezeu încă ne mai ține pe pământ, că mai are ce de lucru la noi. Dar totul începe cu o hotărâre, cu o decizie. Și decizia asta e foarte grea. Decizia de a-i spune lui Dumnezeu, Doamne, din ziua aceasta vreau să mă schimb. Din ziua asta vreau să schimb direcția. An de zile am crezut în dulcele stil românesc că legalismul salvează. Că dacă le zici la oameni că trebuie să postească de atâtea ori, că trebuie să stea într-un picior, că trebuie să meargă de atâtea ori la biserică, că trebuie să facă asta și asta și asta, asta îi va schimba. Știți ce facem noi? Noi le schimbăm la oameni freza, dar nu le schimbăm inima. Vila la noi la biserică, așa trebuie să arați. Arați așa, dar inima e aceeași. În, urm în urmă cu ani de zile, o campanie, o, o, un brand de haine, au un, un, o, o, o început o, o campanie publicitară. Foarte interesantă campania asta publicitară pe care au făcut-o. Au luat un om al străzii, găsit undeva sub un pod, l-au filmat cum arăta acolo, și apoi, după ce l-au filmat în starea aia de om al străzii, l-au aranjat, l-au îmbrăcat cu hainele lor, nu mai știu ce companie, că de asta mă gândeam, nu știu care era numele companiei, n-are importanță, oricum. L-au îmbrăcat pe omul ăsta după aia cu hainele lor, omul arăta radical diferit. Omul ăla care era ponosit, amărât. Și sloganul acestei campanii publicitare era așa, firma noastră schimbă viața la vreo câteva luni de zile după această campanie de publicitate, un ziarist mai răsărit, neavând subiect, habar n-am, o căuta să vadă ce s-a întâmplat cu omul ăla al străzii. Unde credeți că l-au găsit? Sub pod, era tot sub pod. Avea ei drept haine de marcă pe el, dar erau amărâte, ponosite, drențuite, era exact la fel. Ca... pentru că firma nu a schimbat viața, schimba, schimba, firma a schimbat hainele. Mă gândesc că pe multe din bisericile noastre poate scrie, biserica noastră schimbă freza, biserica noastră schimbă sacou, biserica noastră schimbă atitudinea, dar inima o schimbă numai Dumnezeu. Și mă rog în această seară să înțeleg eu împreună cu voi că doar Dumnezeu e destul de mare să facă minunea asta v-am zis că ani de zile am crezut că i, i, eu pot impune cumva treaba asta, motiv pentru care le puneam unor oameni niște poveri foarte mari, săracii când mă gândesc astăzi ex, experimente sociale mă, vrei să fii pocăit frate, ce să fac să, să scap de treaba asta postește de atâtea, atâtea zile roagă-te atâta, fă asta, fă asta fă asta omul săracu, e ca și cum i-ai fi pus bolovan în spate îi mai puneam un bolovan, îi mai puneam un bolovan, îi mai puneam un bolovan. Și după aia venea cu fața aia de om disperat și obosit și zicea, fai de mine, zice, nu pot. Până când târziu am înțeles că de fapt, oricâți bolovani am pune noi în spatele oamenilor, asta nu schimbă nimic. Că de fapt, pentru ca oamenii să poată duce stânca asta a pocăinței, pentru ca noi să putem duce, e nevoie ca Dumnezeu să se atingă de inima noastră și să ne schimbe din interior spre exterior. Noi întotdeauna schimbarea o începem în exterior. Adevărata schimbare începe în interior, în inima noastră. Nașterea din nou e această transformare lăuntrică a omului din lăuntru. Nu e în primul rând o transformare exterioară. Asta nu înseamnă că ea nu se reflectă în exterior. Ar fi o absurditate să spun, inima mea e transformată, sufletul meu e schimbat, dar în exterior am rămas la fel. Nu! Nu credem nici extrema asta liberală, ca să o numesc așa. Însă, adevărata schimbare întotdeauna începe acolo, în inima noastră, în sufletul nostru, unde are loc adevărata întâlnire cu Dumnezeu. Am să vă mai spun ceva, adevăratele lacrimi nu sunt cele pe care le varsă unii aici pe scenă. Unii pe scenă le varsă sincer, da? Câteodată unii să ierte Dumnezeu, efectiv se strofoacă să plângă ceva, să mai stoarcă o lacrimă. Adevăratele lacrimi sunt cele pe care le aducem în cămăruța noastră înaintea lui Dumnezeu, pe care le știm doar noi și Dumnezeu. Pentru că adevărata schimbare nu e cea care izbește privirea, ci aici, în cămăruța inimii noastre, în, cele, în cel mai ascuns lăcaș al sufletului nostru, unde are loc întâlnirea noastră reală cu Dumnezeu. Noi aici suntem pe o scenă. Oriunde vă aflați. Eu sunt aici pe scenă asta, dar și voi sunteți pe o scenă. Unde te-ai pus? Știu că unii vă puneți mai, sunteți mai pocăiți, stați pe ultimul rând. Vedeți că pe vremuri în bisericile pentecostale, pedepsiții stăteau pe ultimul rând. Dar s-au schimbat vremurile cei drept. Am să vă spun în această zi, dragii mei, că oricât de mult am încercat noi și am crede noi Că, într-un fel sau altul, schimbarea începe din exteriorul nostru. Forul interior, aici, în adâncul inimii noastre, e locul întâlnirii adevărate cu Dumnezeu. Unde îi spunem lui tot. În rest, oriunde stai, știi că cineva se uită la tine. Oriunde ești. Și dacă te-ai pus undeva într-un colț, cineva tot se uită la tine. Când te rogi, știi că cineva tot te aude. Dar adevărata rugăciune e rugăciunea pe care o spui când n-au de nimeni în afară de tine și Dumnezeu. Cât de mare e Dumnezeul nostru? Al treilea punct și cu asta am încheiat. Dumnezeul meu e destul de mare să mă ierte de orice păcat, doar El. Dacă ați avut până acum iluzia că, bă, păcătuiesc, 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 mă duc la domn părinte, la domn pastor, zice, fiule, ești dezlegat. El nu poate să se dezlege nici pe sine, dar pe alții. Doctore, vindecă-te pe tine mai întâi. Știți vorba asta? Pentru că nu există mâini perfect curate, în afară de mâinile care au fost întinse pe de la Golgota. Aș vrea în această seară, acolo unde e, să-i spui Domnului, Doamne, atinge-te de sufletul meu. Apoi, doar El mă poate schimba, da? Doar El mă poate schimba și schimbarea începe întotdeauna cu ziua aceasta în care hotărăs să ascult. E o decizie pe care o ai de luat. Tu decizi în această seară. Tu decizi să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, vreau să te urmez pe Tine. Și Dumnezeu promite ceva, că Dumnezeu va binecuvânta decizia ta. Ce înseamnă asta? Dumnezeu îți va da putere să te ții de ea. Poate spui, m-aș pocăi, dar nu pot. Dumnezeu îți dă putere să te ții de pocăință. Puterea nu stă în forța ta, așa cum am spus, ci puterea stă în schimbarea pe care Dumnezeu o realizează mai întâi în interiorul tău și apoi se reflectă și în exteriorul tău. Și în al treilea rând, urmând predicatul cu tonul ăsta așa mai scăzut, că nu vreau să vorbesc mai tare, în al treilea rând, Dumnezeul meu e destul de mare să rezolve cele mai mari probleme din viața noastră. Știți că evrei Acum se vorbește mult despre Orientul Mijlociu, despre problema evreiască, despre ce se întâmplă în Palestina. Și astăzi, ca de altfel și atunci, singurul vecin sigur al evreilor, știți care era? Marea Mediterană. Știți că se spunea și despre România că singurul vecin sigur al României e Marea Neagră. Toate celelalte națiuni ar fi vrut să-i termine. 50.000 de oameni Veniți la Ierusalim, un Ierusalim dezolant, dărâmat. După ce evreii s-au dus într-o robie din Babilon, Ierusalimul părăsit, zidurile dărâmate, templu dărâmat, se reîntorc să reconstruiască templu. 50 de mii de amărâți, conduși de un om cu numele Zorobabel. De jur împrejur, doar oameni care amenințau. Și poporul ăsta, 50 de mii, zic, Doamne, nu o să facem noi templu niciodată, nu avem nicio șansă, mai bine nu ne apucăm. Și Dumnezeu le vorbește și le zice, ascultați, Duhul meu este în mijlocul vostru, nu vă temeți. Încă puțină vreme, zice Domnul prin Hagai în capitolul 1, și voi clătina cerurile și pământul, mare și uscatul, voi clătina toate neamurile astea care vă amenință. Comorile tuturor acestor națiuni care stau de jur împrejurul vostru și care vor să vă distrugă. Le voi aduna la voi și voi umple de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Pentru că în ciuda faptului că vi se pare că lucrul cu care vă confruntați e imposibil și dincolo de puterile voastre, eu, Dumnezeul vostru, sunt destul de mare și destul de puternic să rezolv problema asta pentru că eu sunt Dumnezeul oștirilor. Adică Dumnezeu atotputernic. puternic. Cât de mare e Dumnezeul meu? Dumnezeul meu e destul de mare să rezolve cele mai mari probleme din viața mea. Și aș vrea în momentele care urmează să te gândești la cea mai grea problemă din viața ta. Toți avem o problemă despre care putem să spunem că e superlativul absolut al greutății din viața noastră, adică cea mai grea problemă din viața mea. Aș vrea să ne gândim doar la una singură. Noi, români avem un pomelnic lung. Nu, nu vreau să vă gândiți la tot șirul ăla lung de probleme pe care dacă ar fi să le pui, ar fi, nu știu, ca război și pașii de Tolstoi. Aș vrea să te gândești la o singură problemă din viața ta. Una singură. Poate că e o problemă de sănătate, poate că e o problemă financiară, poate că e o problemă relațională, poate că e o problemă de alte natură, tu o știi mai bine. Când te uiți la problema asta, spui așa, niciun doctor, niciun psiholog, niciun psihiatru, niciun pastor, niciun preot, niciun om din lumea asta nu poate rezolva. Dar când mă uit la problema asta, mi se pare dincolo de puterile mele și cred că nu se va putea rezolva vreodată, dar am puterea să privesc dincolo de problema asta înspre cer pe care Biblia numește în seara asta Dumnezeul oștirilor. Și știu că El este destul de mare și de puternic să rezolve ceea ce medicii spun că e imposibil. E destul de mare și de puternic să rezolve ceea ce oamenii spun că e imposibil, ceea ce eu văd că e imposibil. Dumnezeul meu, care e Dumnezeul oștirilor, poate să-și întindă mâna acolo unde nimeni nu poate întinde mâna, poate cobori în adânc acolo unde nimeni nu poate cobori și poate lumina cel mai dens întuneric, pentru că Dumnezeul meu este tot puternic să-l vii să fie numele Lui cât de mare este Dumnezeul tău. Nu știu, cred că am mai povestit asta. Am un prieten care vine dintr-o familie cu cinci copii, sau da, cinci, cred că. Dintr-o familie de credincioși baptiști, tată lui, pastor baptist într-un într sat. Într-o micuță biserică. Și povestește, mi-a zis atunci când noi eram copii, tata s-a îmbolnăvit așa de grav, că doctorii -au trimis acasă, dar noi eram săraci. Și pentru că doctorii erau oameni de treabă, ori, cump ori cumpăra sicriu, ori făcu colect colectă, și l-au trimis pe tata aproape mort acasă. Cu ambulanța, cu salvarea și în salvare încurajare. Sicriu lângă el. Sistemul de asigurări funcționează câteodată și așa. Și zice l-au adus pe tata acasă, o zis, bă, ce putem să facem pentru oamenii ăștia, ajutăm așa. Tata era inconștient, l-au pus în cameră, în singura cameră pe care o aveam și l-au lăsat acolo și au zis, l-am adus că e aproape mort. Noi ne-am strâns în jurul lui, toată familia, și am făcut o rugăciune. N-am văzut nimic, n-am simțit nimic, am zis doar atât, Doamne, noi credem că tu îl poți ridica chiar din morți. Și în starea asta în care se află, Doamne, credem că Tu poți să-i dai viață. N-am făcut, pe o el ce rugăciune puteam noi face. Eram niște prunci. Ne-am rugat și apoi ne-am culcat. Dimineața, tata era pe picioarele lui. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Împovestește în povestește, zice tata păstrează sicriu în pot. Mi-a zis întâmplarea asta când călătoream împreună cu el, am fost la ei în sat la evangelizare și mi-a zis, fii atent, când ajungi la noi acasă, tata o să te cheme în pod să-ți arate sicriul, să nu te temi, că știu că tu ai ceva problemă la inimă, zice, să nu cumva să te sperii. Vă dați seama, undeva în Transilvania, când zic întâmplarea asta, undeva în altă parte, mai ales la americani. Și zic, Transilvania, zicriu, pot, nu sună prea bine. un scară din asta, știți voi, cu mâscările care duc printre paianjeni într-un într pot. Mi-aduc aminte când am ajuns acasă la omul ăsta, el vine la mine cu o față conspirativă așa și zice, frate, vin să-ți arăt ceva, dar el nu știa că eu știam și m am dus și eu să văd. Am urcat după el pe scara aia, am urcat în pot și în pot sicriul ăla și Omul m-a avertizat, pruncul lui m-a avertizat, fii atent, zice că tata te duce, tăți care vin la noi prima dată, le arată sicriul. Am urcat în pod și mi-a zis așa, dacă n-aș fi avut un Dumnezeu mare, în urmă cu mulți ani, eram în sicriul acesta la 2 metri sub pământ. Dar pentru că Dumnezeul meu e un Dumnezeu mare, astăzi pot să stau în fața ta și să mărturisesc lucrul acesta. Cât de mare este Dumnezeul tău? Cât de mare este Dumnezeul tău? A vrea în momentele care vor urma, m-am zis să vă gândiți la problema aceea din viața voastră. A vrea să, să fac o rugăciune, să continuăm să ne închinăm Lui. Să vă ridicați dacă vreți în, în picioare împreună cu mine. Am zis, dacă vreți, pentru că întotdeauna statul în picioare sau așezat rămâne la latitudinea voastră. Aș vrea acolo unde sunteți să închideți ochii, invit și echipa de închinare să vină aici, în față. Dar aș vrea seara asta, pentru că avem libertatea asta. Nu știu, simt că am libertatea asta, fără să ridic tonul prea tare. Am libertatea asta de a vorbi direct și simplu cu voi. Să vă spun că Dumnezeu nostru e destul de mare, destul de mare. Să ne poată ierta de păcatele noastre, să ne poată schimba viețile și să ne poată rezolva cele mai grele probleme din viața noastră. Aș vrea să te uiți la problema aceea din viața ta despre care spui că te-a zdrobit și te-a pus la pământ. Și aș vrea ca seara asta să fie seara ridicării tale și seara ridicării mele. Aș vrea să te uiți în seara aceasta la lucrul acela despre care spui nimeni nu-l poate rezolva. Doamne, numai Tu ai putea să rezolvi și să-i spui lui Dumnezeu lucrul acesta. Dacă ești la biserică, stai în fața acestui Dumnezeu. Stai în fața lui și spune Doamne, numai Tu poți să faci ceva. Numai Tu poți ridica povara asta, Doamne. Numai Tu poți întinde mâna aici, Doamne. Vreau vrea să continuăm să ne închinăm lui Dumnezeu. Vom continua să ne închinăm. Și în timpul în care ne închinăm lui Dumnezeu, am să vă întreb și o să vă întreb încă o dată și după terminarea cântării o să fac o rugăciune specială pentru toți cei care în această seară vor să-i spună lui Dumnezeu Doamne, vreau să-mi schimb viața vreau să te atingi de mine vreau să-mi ștergi, Doamne, tot trecutul toate lucrurile rele din viața mea vreau să le speli prin jertfa Domnului Isus Hristos și Doamne sunt la pământ, sunt prăbușit, sunt fără putere, dar cred că prin Duhul Tău cel Sfânt Tu mă poți ridica.